Întrebarea zilei este cât de des voi exfoliați buzele. Și vreau să știu, spuneți-mi în comentarii, o dată pe zi, o dată pe lună, o dată pe an, niciodată, înainte de a vă aplica ruj. Exfoliarea buzelor este importantă și n-am înțeles-o nici eu până de curând. Și asta pentru că buzele sunt în continuă utilizare, mereu facem ceva cu buzele. Nu vă gândiți la prostii. Ideea este că vorbim, mâncăm, bem, pupăm și așa mai departe și tot timpul le folosim și trebuie exfoliate. După cum ziceam și în clipul trecut, eu am buzele uscate, vedeți, păstrez tematica cu produsele de buze. Și tocmai din cauza asta m-am decis să vă arăt un exfoliant foarte simplu pe care puteți să-l faceți și voi acasă și nu vă ia decât un minut și vă exfoliază buzele, le și hidratează și le pregătește pentru a pune după aceea un ruj pe ele. Și este vorba despre simplul și dragul nostru balsam de buze pe care îl unim cu niște zahăr. Da, ați auzit bine. În cazul în care nu aveți alt tip de exfoliant, este cel mai ușor de făcut. Măiați degetul pur și simplu în balsam de buze, după aceea în puțin zahăr tos și vă exfoliați buzele. Puteți să aplicați inițial zahărul pe buze și să lăsați să se topească puțin cu balsamul ăla de buze, să intre puțin balsamul în piele ca să se exfolieze mai bine pielea moartă de pe buze și după aceea cu mișcări circulare îndepărtați tot excesul de piele moartă și de zahăr de pe buze. Vă recomand să faceți chestia asta deasupra unei chiuvete pentru că s-ar putea să cadă zahărul ăla de pe buze și așa. După ce ați terminat de exfolia buzele, ștergeți cu un șervețel și puteți să vă aplicați rujul vostru obișnuit sau puteți să aplicați iarăși un balsam ca să hidratați și mai bine buzele, dar este cea mai simplă metodă de a vă exfolia buzele. Este un tip foarte simplu și cred eu foarte util și pe care îl poți folosi oriunde și oricând în funcție de împrejurare și când ai nevoie să-ți exfoliezi buzele. Dați un like și un share dacă vreți să mai vină astfel de clipuri, să continuăm seria asta și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Vă aștept în familia mea să creștem, să fim cât mai mulți aici și de asemenea să știți și când vin clipurile mele. V-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao!